de financiar în cadrul companiei Adabotez și colegul meu, Cornel Chitoroagă, de asemenea consultant financiar în cadrul companiei Adabotez. Și astăzi ne vedem cu toți în această sală, unde vom avea loc, de fapt, o masterclass, unde noi de regulă discutăm despre careva, să spunem noi așa, teme care pe noi, pe toți, ne interesează. Și noi astăzi am ales așa o temă foarte interesată de majoritatea traderilor, și anume dolarul american, când îl vinim, când îl cumpărăm. De ce am ales noi această temă? Pentru că majoritatea dintre dumneavoastră, toți traderii, tranzacționează în diferite instrumente financiare care sunt în strânsă legătură anume cu dolarul american. De ce? Și astăzi vom discuta și vom pune accent despre evenimente, despre factori care influențează asupra dolarului american, că orice nu s-ar întâmpla cu dolarul american, el pune în mișcare celelalte instrumente financiare. Cu atât mai mult cum așteptam între de săptămână precedentă, întărirea dolarului american, au fost câteva tentative, iată chiar acum, recent, înainte de a începe noi acest masterclass, mai este tentativă de întărirea dolarului american. Și astăzi sunt veți afla cu toții care sunt factorii de regulă care influențează pozitiv sau negativ asupra dolarului american, ca până la urmă să vedem și sunt sigur că dumneavoastră mulți așteptați careva strategii de tranzacționare sau nu. Cine folosește sau are strategia lui de tranzacționare? Așa. Mai aveți nevoie de vreo strategie? Desigur. Pentru ce? Nu știu așa, că dacă este strategie și aduce rezultate, atunci altceva nu ne trebuie. Ok. Cred că putem să începem și să discutăm despre dolarul american, unde domnul Cornelu are să vă rede informații foarte utile. Domnul Cornelu? Bună seara la toți! Mă bucur să văd așa un interes sporit asupra acestui instrument, adică așa anume tematica pe care noi vom discuta, cum a spus colegul meu, referitor la dolarul american. Deoarece, cum a menționat și domnul Anatol, la fel și eu și la fel și dumneavoastră, știți despre faptul că dolarul american este valuta internațională și de desul multe fluctuații de pe piață, adică pe oși care e instrument, care e direct, indirect acestuia, sau luând în considerare chiar și aceleași piață de mărfuri sau de capital, adică orice fluctuație depinde de situația reală a acestei valute. Mai întâi de toate, ca să începem acest masterclass, adică eu ați dau un scurt istoric a acestei valute, adică eu cred că unele persoane din voi cunoașteți aceste istorie, dar altele poate le-ar fi utile și interesante apariția dolarului american și evoluția lui până la nivelul unei monede internaționale. Dolarul american, pe parcursul a mai mult de 200 de ani, a devenit cea mai tranzacționată și cea mai importantă și dominantă valută din lume. Despre acest lucru noi toți cunoaștem și facem cunoștință chiar și de la primele lecții de teorie și vedem asta și la lecțiile de practică, evoluția acestui valute. Și prima apariție a dolarului american datează încă din data de 8 august 1786, adică cum s-a menționat, peste 200 de ani, adică această valută deja este în circuit. Simbolizarea semnului dolarului, eu cred că el este un simbol care este cel mai răspândit și toți îl cunosc, acest simbol. Apariția acestuia a derutat din abrevierea însăși a cuvântului peso, care ulterior a fost prescurtat până la abrevierea PS și ulterior, după ulterioară abreviere, deja a devenit semnul binecunoscut de noi toți, adică semnul S cu acele două linii. În anul 1900, bimetalismul a fost refuzat printr-un act al președintelui american și de atunci dolarul american era convertibil, adică un dolar american era convertibil și era egal cu 1,5 grame de aur. În perioada primului război mondial, standardul aur a fost suspendat de două ori din motive economice și anume prima dată a fost acest fapt din considerent că multe corporații europene,
multe corporații din Europa, la care corporațiile americane aveau datorii, aveau, cereau plățile anume în aur. Iar al doilea motiv a fost pentru a echilibra valoarea dolarului conform schimbului valutar, care atunci era fix și era fix pentru toate valutele. Urmare acestor evenimente, președintele Wilson a interzis exportul masiv a aurului pe teritoriul Statelor Unite pentru a-și proteja piața internă și a-și proteja rezervele sale de aur. Și acest motiv a fost, adică această, care era unica posibilitate de a opri valul masiv de extrage, adică de achitare către corporațiile americane, către datoriilor către corporațiile europene pe acel timp. În perioada unei din cele mai mari crize din istoria minerii, și anume Marea Depresiune, dolarul american a avut foarte multe de pierdut, ca și toate celelalte valute. Pe atunci doar două valute erau considerate internaționale, poate cunoașteți, pe lângă dolarul american, era considerat și lira sterlină. Păi erau două valute, da, care se tranzacționau la început, dolarul american, lira sterlină, după care a început să fie tranzacționat și marca germană. Ok, din momentul când deja s-a format Uniunea Europeană, deja practic majoritatea țărilor din zona euro folosesc deja primordial anume euro. Deci și la momentul actual se consideră că cea mai avantajoasă și cea mai tranzacționată pereche la valutare este euro, dolarul american. Cum am menționat, încă pe lângă dolarul american era și lira sterlină pe plan internațional recunoscut ca valută și atunci Banca Angliei, care este și în ziua de azi Banca Mondială, adică a Marii Britanii, a abandonat în anul 1931 standardul lau, datorită speculatorilor și al cererilor mari de a schimba aceste bancnote în aur. Ce înseamnă asta? Atunci, adică orice persoană care dispunea de o bancnotă de lira sterlină avea posibilitatea de a intra în bancă și de a o schimba pe aur pur, adică conform costului de atunci. Ca răspuns la cererile mari de schimbare a bancnotelor în aur din Europa, adică Rezerva Federală, Fed-ul pe atunci, adică care este și în prezent și acum, adică noi cunoaștem ce e asta, ce organizație asta și care este politica acestea, a mărit dobânzile pentru a proteja standardul aur, însă aceasta doar a agravat situația. Pe atunci anume situația economică și această decizie a dus la răutățirea încrederii adică persoanelor care locuiau atunci, populației Statelor Unite ale Americii în dolarul american. Ei începeau tot mai puțin să-și creadă în valuta proprie. Dacă e să vorbim despre încrederea în valută, iată dumneavoastră, ca persoane, ca cetățeni, în care valută aveți mai mult încredere? Eu mulțumesc. Și de ce? Eu stabil ca câteva cuvinte. De ce nu eu mulțumesc? De ce o glumă? Nu, dacă să vorbim ca cetățean atunci mă rog, sigur, pentru noi, în primul rând, eu nu-i valută, e monedă națională. Noi ne folosim de mai mult decât oștii, pentru că noi putem oștii în lei. Ok, în linii generale, datorită la faptul că, practic, orice tranzacție care se efectuează pe teritoriul Republicii Moldova, ea se efectuează anume lei moldovenești. Paradoxal este faptul că prețul la bunuri imobile, să spunem așa, de preț, sunt reflectate în valute străine, cum este euro sau în dolari americani. Dar oricum, orice contract care se încheie, chiar procurând un automobil sau un apartament, o oșcare imobil, vânzătorul se exprimă în euro. Da? La ce preț este acest imobil? Este exprimat în euro. Însă când se efectuează contractul, adică când se încheie contractul, oricum în contract este stipulat anume suma, valoarea în lei moldovenești. Cu atât mai mult că dacă are loc această tranzacție prin intermediul băncii, da, se face un transfer bancar, oricum totul se echivalează în lei moldovenești. Pe de o parte, are de câștigat însăși valuta națională. De ce? În momentul când cunoașteți cu toții, este principiul simplu, da, cere și oferta. În momentul când se transformă, se schimbă sau se cumpără lei moldovenești, asta și înseamnă că se mărește cererea pe piața anume asupra leului moldovenesc. Nu în zadar, iată acum ajunge sărbătorile de anul nou,
veți observa că cursul va apare vrem, nu vrem, dar el să lumea mea se va întări. Ok, la moment se vede că practic și euro și dolarul american au ajuns la cote maxime, practic din 2016, da? Pentru un euro, dar aici influențează alți factori exterior. Dar factorul interior pe piața națională, iată, nașul de sărbători de regulă, lumea nu se întărește. De ce? Pentru că, practic, toate valutele care sunt venitele peste hotare, cu diferite scopuri, spre exemplu, cineva expediază bani acasă, care muncește peste hotare, expediază bani acasă, pentru că apropiații să facă careva cumpărături. Ce se întâmplă în cazul dat piața internă? Sunt cu valuta străină să cumpără lei molonești, după care își se simte întărirea leului molonesc. Dar, în afară de leul molonesc, care valute în care valută dumneavoastră aveți mai multă încredere? Euro. Tot cu euro. Mai mult se trebuie facă european și prevalează euro. Am auzit că dolarul american se va dispărea. Va dispărea în curând. Adică nu cred, nu cred. Așa, ați auzit de unde? Trader, dar din Ucraina. De unde? La un trader din Ucraina. Am înțeles. El are informații secrete, dar nu înseamnă să fie informații. El știe proces. Ok. Ce ține de azileu de, spune noi, zvonuri, da? De fapt, să știți că pe piață, iată noi când uităm la grad și eu, de fapt, văd emoții. Și atât mulți traderi acționează, deschid tranzacții de vânzare sau de cumpărare, iată, datorită zvonurilor. Și pe de o parte, asta e foarte bine, pentru că datorită acestor zvonuri, da, pe piață se văd diferite mișcări unde noi, alți traderi, avem posibilitatea de a fixa profitul. Însă, haideți să fim serioși, dacă noi vom cunoaște istoria dolarului american și veți observa câte tentative au fost și la momentul actual sunt tentative de a scoate din circulație anume dolarul american. De ce am pus-o această întrebare, anume în care valută aveți mai multă încredere din valutele internaționale? Ok, dar fiind faptul că facem parte din zona euro și la noi practic să acceptăm mai mult euro și eu intuiesc că aceasta este în strânsă legătură pentru că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova care sunt plecați psihotare, ei sunt plecați mai mult în zona euro, corect? De ce și la noi se apreciază euro? Însă, pe plan internațional, în momentul actual, practic, încă dolarul american este cea mai de încredere, să spunem noi, valută, de ce și domnul Cornel va continua în continuare unde a să vă explice și de ce. Da, domnul Anton, așa și este și în continuarea gândului, și când a domnului Anton și în continuare istoriei care v-am redat până în prezent, adică, în anul 1944, la conferința de la Bretton Woods, unde au participat 730 de delegați din 44 de țări, a fost luată o decizie ca dolarul american să fie recunoscut ca unica monedă internațională și ca toate monedele din lume să fie legate de dolarul american ca la rândul său, care la rândul său deja era legat de standardul de aur. Prin acest sistem se subînțelegea că toate monedele din lume erau legate indirect cu aurul, din acea perioadă majoritatea statelor din lume vindeau SUA aurului în schimb la dolari americani. Ca ulterior, la începutul anilor 70, inflația și costurile mari din războiul din Vietnam au cauzat o creștere majoră a bunurilor, și anume în mare parte a bunurilor importate, în special a petrolului. Și iar ca răspuns, președintele de atunci SUA, Richard Nixon, a dispus anularea convertibilității directe a dolarului american la aur. Și acest act este cunoscut sub numele Nixon Shock. Una dintre cele mai mari geniale mișcări lui Richard Nixon sub considerație și a fost să convingă Arabia Saudită, anume să vândă pe tot, adică petrolul extras pe tot pe piața internațională, doar în dolari americani. Și de atunci dolarul american a reușit să devină cea mai importantă valută din lume, iar mai multe țări au început să folosească dolarul SUA ca monedă de rezervă. Mai mult ca atât, toate țările deja din lume aveau nevoie de petrol, iar unica posibilitate de a procura acest petrol era achitarea cu dolarul american, care o deținea numai SUA.
Astfel, la începutul anilor 70, pe piața internațională a apărut conceptul de oil dollars. Ce este aceasta? Datorită vânzărilor imense de petrol, anume această, a apărut această noțiune și de atunci Banca Federală a creat dolarul american cu diferite serii pentru a putea controla fluxul bancnotelor, adică pe teritoriul său și în afara Statelor Unite. Această strategie este prezentă și până în ziua de azi, iar dolarii americani care au fost creați pentru cumpărarea petrolului și se află pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sunt transferați automat după, în afara Statelor Unite ale Americii, ținând cont de, cum am menționat, adică după seria bancnotei, adică ei apreciază, adică este de circuit intern sau este destinat circuitul extern. Și în cazul depistării acestor bancnote, care totuși într-o oarecare măsură poate să fie în SUA, ei le fac o extragere și le dau în circuitul extern acestor bancnote. Mai mult ca atât, adică sunt câteva lucruri de care am dat eu, adică student, anume această valută, care, așa spunem, într-o oarecare măsură, mi-a părut interesant despre dânsele și despre această valută. Și anume faptul că pentru crearea unei bancnote, Banca Federală cheltuie în jur la 4,1 cent. Asta este la ei. Și primii cenți, însă și la fel, noi în cine au văzut centul american, adică moneda clasică, adică asta noi o percepem ca metal, adică. Dar prima dată ele au apărut tot pe suport de hârtie, cu valoarea de un cent, de 5, de 25. Interesant moment este, pentru a face bani, trebuie tot bani. Să cheltuie bani. Ok, cine s-a întâlnit cu așa întrebare? De ce anume bancnotele vechi, se spune noi, care deja au ieșit din circulație, ele își măresc valoarea? În mod normal, o bancnotă prezintă valoare atât timp cât ea este acceptată în circulație, corect? Cu excepție. Cu care excepție? Monede este comemorative care se scoate. Așa, am mai așa o întrebare, așa o întrebare pentru dumneavoastră. De ce anume monedele este care ele de mult deja ați ieșit din circuit, ele prezintă o valoare mai mare? Coliți? Stai. Ok, eu drept un exemplu. Cunoașteți cu toții despre cândva în Uniunea Sovietică se folosau bancnote, da? Ruble, care le cunoaștem de la prânz, de la buneni. Ok, acum, la momentul actual, toți care le țin aceste bancnote, practic la magazin nu poți face nicio cumpărătură. Da? Eu sunt sigur că o retrăim peste vreo câteva zeci de ani, ele o să prezintă o valoare mai mare, care toți o să fie predispuși să achite alți bani, de careva bani. Dar banii pe care noi îi procurăm, dacă bancnot veche, noi cu dânsul nu putem să cumpărăm nimic. De ce anume valoarea lor crește? Păi asta este partea istoriei. Asta este partea istoriei. Mai ales că Uniunea Sovietică a fost una dintre cele mai mari, cum să spunem așa, organizații sau comunitatea țărilor, a imperiu, ok, din ultimii ani. Adică e ceva care nu chiar de mult a murit, așa, undeva acolo. Și asta e, a să fie, un fel, nu știu, de suvenirii de acolo. Așa, imaginați-vă că fiecare s-ar putea duce în China și ar putea lua o cărămidă, da? Adică iată cărămida mea, adică zidul s-ar distruge, da? Toți am avea undeva o bucățică, fix așa și aici. Doar că deja imperiul care a fost, el s-a destrămat, nu mai este. Asta, în schimb, moneda o să rămâie mai mult pentru, nu știu, ca o suvenir, eu văd, altceva. Deci nu se produc o piață mai mult pe cerere pe timp. Ok, dar pe ce se bazează cerere? De regulă noi cunoaștem că pe piață cerere este și crește din ce în ce mai mare, anume după necesitate, să spunem noi așa. Un simplu exemplu, spre exemplu, dacă sunt puțini mere, da, pe piață, cererea crește, dar de ce crește cererea? Pentru că populația are nevoie de mere. Da? Pentru că mere au vitamine, au multe alte puncte pozitive, să spunem noi, care le ajută. Și datorită la faptul că sunt puțini pe piață, prețul lor crește. Da, adică valoarea lor crește. Și invers, dacă ele sunt multe, prețul scade. Ce valoare prezintă atunci bancnota, dacă ea nu mai este acceptată în circuit?
Unde este valoarea aceea? În valoare deja făcută de colecționer. Adică prețul ei deja e definit de câte exemple de valută asta au fost în păstrate. Deja nu se ia la valută de comparativ cu alta. Adică nu e deja curs. E deja curs care e definit de piață. Alte idei? Vă cred că la rând vă uitați ceva timp. Sau schimb pe altă valoare și mai mare. De exemplu, sunt automobile în colecție. Da? De ce valoarea lor crește? Nu se mai produc așa. Nu se mai produc, încă? Expresionist ceva. Așa. Cunoaștem cu toții că sunt multe persoane care colecționează diferite obiecte, mai ales timbre, da? Iată, ce informații sau ce este în acel timbru? În primul rând este legat de istorie, pentru că timbrele, cunoașteți cum se fac timbrele? Ele se fac după careva evenimente istorice. Și ai pus la aceasta, eu studiind anume ce ține de istoria timbrelor, am impresia că intenționat se fac, iată, din lotul de timbre, câteva timbre cu careva modificări. Pentru că cunoscând despre faptul că timbrele acestea cu aceste modificări sunt foarte puține, ele vor să ridice interes pe piață de a da o sumă mai mare, da? Pentru că ele prezintă o valoare. De ce așa la momentul actual? Cine are dintre dumneavoastră bancnota de dolari 2? Așa, dar o persoană minimă... Nu, ok, aveți undeva în colecție, pentru că după cum cunoașteți bancnota de 2, de în dolari, e de mult nu se mai produce, să spunem noi așa, adică nu mai este mai... Așa, și la mine este, mă, că tot punem la mine. Eu am produs până în anul 2003. Cel mai interesant moment că dolarul, iată de tot, el este încă acceptat în, ca modalitate de plată, dar pe de altă parte, dumneavoastră puteți să o vindeți, iată, 2 dolari, spre exemplu, pentru 10 dolari. Mulți vor fi predispuși ca să achite 10 dolari numai ca să obțină acești dolari. Eu mi-am trebuit așa o situație când am avut ocazia să mă duc în Scoția, dar am trecut prin Marea Britanie, unde m-am întâlnit cu niște prieteni și când au aflat că eu mă duc până în Scoția la o tehnă, m-au rugat să aduc din Scoția bancnote, toate să lire sterline, numai că au un alt format. Și la mine m-a apărut întrebare. Ei erau predispuși să-mi dai un preț jumate numai ca să le dau așa o bancnotă din Scoția. Cineva a văzut bancnotele din Scoția? Ele sunt foarte... aveți posibilitatea să le vedeți pe internet, să știți că ele au practic aceeași valoare ca și în Marea Britanie, anume în Londra. Doar că după decenii, da? După, ele sunt diferite. Deci ești colectați cu monede. Asta este unul din început. Ca în continuarea gândului, pentru dumneavoastră informații fiind deținătorul unei banconte deja care nu se mai produce, este un site pe care este posibilitatea de verificat. Să știți că se numește wheresgeorge.com, unde oricine poate urmări o bancnotă folosind doar seria bancnote. Adică introducând seria bancnote, dar asta este valabil numai în cazul când aceasta a fost suficient timp în circulație. Și în continuarea gândului domnului Anatol, adică referitor la bancnotele astea de 2 dolari, ce se întâmplă cu bancnotele când ele iese din circuit? Că dumneavoastră, ca deținător de bancnote de 2 dolari, într-adevăr, puteți. Ei încă nu și-au pierdut valoarea, dumneavoastră aveți posibilitatea de a o valorifica, de a o schimba pe alt bun, adică de a procura ceva de ea. Dar, ulterior, nimerind ea deja conform circuitului urbanesc în rezervă, ea se extrage din circuit. Astfel, și din care motiv, adică tot ele devin mai puține și ridică valoarea ca raritate, în cazul dat. Mai mult ca atât, adică însăși dolarul american, el este folosit nu numai în SUA, ca monedă oficială. Așa, el se mai folosește încă în Puerto Rico, insulele Virginia Americane, insulele Mariane de Nord, Samoa Americană, Guam și o serie
Gensului care se numesc Palau. Asta este scurt istoricul care eu cred că a fost poate nu atât de folos, dar a fost interesant, adică de apariția și evoluția acestei monede. Înainte de a cumpăra sau de a vinde ceva, noi ca oameni, ce facem mai întâi? Spre exemplu, cine dintre dumneavoastră a procurat un automobil sau un apartament? Ce faceți de regulă? Informați. Vă informați, da? În primul rând căutați informații. De ce? De unde? De acolo. De ce? Ne întrebăm vecine de acolo. Și credeți că vecinii o să vă dă o informație de ridică? Da, ce mai vedeți de ridică? Ok, atunci aveți vecin bun. Bine, mă rog, cum îmi întrebi. Știți, este un banc pe tema asta, un vecin, descrie despre un elefant. Uite, am un elefant foarte bun, ajută la gospodării, soții, să șteargă praful unde n-a ajunge, la care vecinul întreabă, dar nu vrei să-l vinzi? Nu știu, mă gândesc că pot să-l vând eu, am să-mi procur un elefant mai mare, la care se întâlnesc peste o săptămână de zile și-l întreabă, cum nouă cumpărătură, deci că, sincer, nu mai știu ce să fac cu elefantul acesta, mi-a stricat tot din casă, unde nu mă întorc, nu mă strig, ei, poște reclamă, n-au mai vins. Păi asta și e faza cu vecinii în Italia. Mai mulți, unul de la 9 și unul de la 9. Am înțeles. Ca o continuare, adică după scurt istoric, da, să revenim totuși la perioada actuală, adică asterii acestui instrument, și anume dolarul american. Cine dintre dumneavoastră și-a dat interesul, adică, sau să cunoaște despre faptul real a economiei Americii și dacă este această economie sănătoasă din punct de vedere a datoriilor de stat? Cum credeți? Statele Unite are datorii sau nu are? Adică să continuăm mai departe ce aici continuăm. Adică mecanismul ăla e tot ce e format pe perioadă îndelungată. Când și criza nu s-a întâmplat, eu cum îți poate fi criza? Ok, cum credeți, chiar dacă eu să aibă multe datorii, ce se va întâmpla cu dolarul american? E valoarea asta? Nu așa. Până când? Până ce? Până când se va devalorza? Cel mai interesant moment este faptul că, iată, domnul Cornel, cum a reflectat informația despre faptul că dolarul american a căpătat mai multă încredere și trebuie să înțelegem lucrurile astea, că cu cât oamenii ori scap din încredere într-o valută oarecare, iar să fie din ce în ce mai folosită. Deci, și practic, toți oamenii își fac economii. Vrem fiecare de noi își face economii și se gândește tot timpul în ce valută să-și facă economiile. Eu mi-aduc aminte de situația din anii 90, când practic a dispărut Uniunea Sovietică, a apărut deja valuta noastră națională, lei moldovenești. Pe atunci toți cetățenii Republicii Moldova se interesau despre cursul valutar anume la dolarul american. Și una ce făceau, dacă aveau careva venituri mai mari, economiile lor le țineau anume în dolari americani. Cum credeți? De ce? Era stabil. 300 de ani. Pentru că americană insufla mai multă încredere, pentru că însăși din punct de vedere economică, istoria Republicii Moldova, dar din faptul că au fost scoși de neînceput, anume rublurile rusești, au apărut cupoanele, peste noapte au apărut lei moldovenești, oamenii încă nu aveau încredere în valuta națională. Iată, de aici așa este momentul cât de mult încredere oamenii percep, au încredere. Cel mai interesant moment că să înțelegem ce înseamnă încrederea unei valute este faptul că eu cumpăr ce v-am să iau. Ce să ne deleu moldovenesc, el este recunoscut pe teritoriul Republicii Moldova și a acceptat ca modalitate de plată numai pe teritoriul Republicii Moldova și poate câteva regiuni din Ucraina sau din Rusia, nu,
România, mai aproape de graniță. Spre exemplu, cu Leo Molonez, dacă noi ne-am duce în acelalt capăt de Ucraina sau în acelalt capăt de România, el n-a fi recunoscut și acceptat pe modalitate de plată. Da, el reprezintă o bancnotă, el reprezintă o valoare oarecare, însă el n-a să fie acceptat pe modalitate de plată. Ce ține de euro? Euro mai mult este acceptat ca modalitate de plată, ca o valută de credit, mai mult în zona euro. Dolarul american, însă, pe de altă parte, el inspiră o încredere mai mare pe întreg globul pământesc. Spre exemplu, cu dolarul american, dacă ne vom duce în zona, spre exemplu, în China, noi unde vom avea posibilitatea să efectuăm vreo tranzacție de vânzare de cumpărare, anume dolarul american. Adică dolarul american ar fi recunoscut și va fi și acceptat. În Africa, în Rusia, practic oriunde, toți cunosc despre dolarul american. Și lucrurile acestea se datorează faptului că anume Nixon, da, ce a făcut? În primul rând a interzis convertarea valutei în aur, asta a fost prima etapă, adică a anulat standardul de aur, și a doua etapă a fost că a ajuns la o înțelegere cu Arabia Saudită, unde Arabia Saudită s-a obligat să vândă petrolul doar în dolari americani. De aici vă imaginați situația, că dacă oamenii nu mai aveau o altă modalitate de plată, cum era euro, ei au fost nevoiți să folosească dolarul american. Acum, dolarul american, vrem prin această strategie, au început să capte din ce în ce mai multe încredere pe întreagă suprafața, întreg globul. Până la urmă, la momentul actual, practic, fiecare marfă de circuit internațional este cotată anume în dolar american. Iată noi, ca cetățenii Republicii Moldova, ca consumatori finali de gaze naturale, de curente electric, noi achităm facturile în lei moldovenești. Însă companiile care import aceste resurse se achită cu Rusia, spre exemplu, pentru gazele naturale în dolari americani. Evident că în urma acestui circuit are de câștigat și rubla rusească. De ce? În primul rând, noi când achităm facturile în lei moldovenești, se procură automat dolari americani. Și cu dolari americani se cumpără rubli rusești. Anume, în urma acestui convertir, se simte o cerere foarte mare pentru rubli rusești, ceea ce duce la întărirea rubli rusești. De aceea, noi, ca trader, ca viitor, ca oameni de afaceri, trebuie să cunoaștem în ce valută noi trebuie să avem mai multe încredere. Și la informația, când aud că dolarul american va dispărea, ok, nică nu este veșnic. Asta este una la mână. A doilea, cum va dispărea? Că practic toată economia mondială este bazată pe dolarul american. Practic orice tranzacție care se efectuează între țări, după cum cunoașteți însă și băncile naționale din diferite țări, își mențin economiile în dolari americani. Da? Și este evaluată în dolari americani. Dacă să ne imaginăm situația asta, ce ar trebui să se întâmple ca să dispară brusc dolarul american? Da, e imposibil brusc. Adică criptodolarul, deja se vină automat. Trebuie să fie la schimb. Mai mult scenariu pentru criptovalut. Cu atât mai mult și sunt mai multe tentative de a scoate din circuit anume dolarul american, adică să fie recunoscut ca valută internațională, pe plan internațional, adică pentru tranzacțiile care au loc la nivel internațional, unde se observă că unde China, Rusia, Australia încearcă să facă o piață comună unde să nu fie recunoscut ca dolar american valută de tranzacționare, da? Ei vor să pună o valută a lor. Plus la aceasta mai sunt tentative, Rusia duc tratative cu Arabia Saudită unde să fac în așa fel ca dolarul american să nu fie anume unica valută în care să tranzacționeze petrolul. Și dacă lor le va reuși anume acest moment, atunci încă mai sunt șanse ca dolarul american să dispară. Dar după cum cunoaștem că practic unde are loc să spunem noi, acțiuni militare, americanii sunt implicați. Păi da? De asta, spune? Adică datorită la asta, chiar de la al doilea război mondial, în 44, cum ați menționat, adică de atunci, din cauza faptului că America, adică SUA, a sponsorizat mai multe țări în conflict armat, datorită asta, adică ei vindeau în dolari. Asta și-a fost ideea și de la asta, dolarul s-a răspândit așa de brusc.
Pentru că... Și să răspândiți și el pe asta și să... Să menține. Că dacă ai ajutat cineva în dolari americani, cât costă tine să șeri tot în dolari americani? Păi... Ok? Da. Și acel care trebuie să se întoarcă banii, tu îți cauți dolari americani, tu de la cine? Tu îi produci. Da, ca o concretizare la domnul care a menționat referitor la datoria. Într-adevăr, cuantumul datoriei a Statelor Unite este practic egal cu produsul intern brut a acestei țări și pentru anul 2020 el se prognozează la 98% din PIB. Și ceea ce vă constituie în medie 20-54 de trilioane de dolari, adică ceea ce constituie o sumă foarte impunătoare. Da, numai mult pentru noi. Mai mult ca atât, adică deja acest eveniment a avut loc ca și ca urmare a unui factor care pe noi ne-a afectat din punct de vedere ca populație. Oi, ca traderi, în mod normal și evident, eu vorbesc de coronavirus, de pandemie și mulți traderi s-au folosit de aceste fluctuații. Dacă în piață îți oferă pe societate, de ce să nu te folosești? Asta și ideea, anume în Statele Unite ale Americii, pe perioada pandemiei, 33 de milioane din populația acestei au solicitat ajutorul financiar de la stat. Adică este o cifră impunătoare, vă dați seama. Nu, asta e minimum. Asta sunt cred, oficiale, dar mai sunt, cred că... Dar s-a spus, tu ne când poate să cauți dolari, nu? Ca să devalorizeze. Întrebarea a fost că să devalorizeze. Până când? Până când oamenii se pierd încrederea în dolarul american. Sunteți de acord? Iată când dumneavoastră veți avea bancnotă de dolar american și vă veți duce, nu știu, la magazin sau să achitați pentru sau să procurați și tăți ar spune, nu, eu așa valută nu iau. Iată ceea ce se întâmplă și în Ucraina. Cine a fost pe litoral vara aceasta în Ucraina? Ok. Trăiterii nu s-o ieșnesc în Ucraina. Ideea care? Că în Ucraina, când vă vedeți pe dumneavoastră ca client și aveți valută, euro sau dolar american, sunteți cei mai buni prieteni. Dar dacă aveți grivne, ok, sunteți clienți. Dar dacă aveți valute, că cum este dolar american sau euro, sunteți cei mai buni prieteni. De ce? Pentru că însăși ucrainienii au mai multă încredere în valuta internațional, cum este euro, cum este dolarul american, în hrivna ucrainească deja ei încep să piardă încredere. Și de ce este foarte important, foarte important că oamenii să aibă încredere într-o valută oarecare. De ce? Pentru că tu cu bancnota aceea vei putea cumpăra, vei putea vinde orice. Nu doar că valoarea lui se crească, dar ca ea să fie acceptat ca modalitate de plată. Iată ceea ce s-a întâmplat în anii 90-92, când a dispărut coinele rusești, mulți oameni au avut ceva de genul de suferit, da? Mai ales oameni care aveau încă depozite la bancă. Acolo, pur și simplu, automat, dacă ai depus în coane, a doua zi s-au eliberat lei moldenești, faci ce vrei. Unde oamenii încă nu acceptau, nu aveau încredere, eu moldovenesc. Deci, și cine nu a avut informații așa, știi, uite cum să o folosească, ei pur și simplu din bancnote, din cupoane, da, au cumpărat marfă și au pus accent pe ce fel de marfă. De ce marfă care el va prezenta interes și încredere pentru viitor? De ce și oamenii, majoritatea, au procurat automobile, gastofane, adică electronice, adică cea marfă care la momentul acela, el era întrebat și avea potențialul de a-l vinde mai scump. Ca să facem așa o mică introducere. De fapt, noi când vindem sau cumpărăm ceva, are loc același schimb între două bunuri. Și știți cum sunt... Ok, cine dintre dumneavoastră are copii să observă lucrurile astea? Când copiii schimb între ei jucăriile, fiecare se uită, dar ce fel de jucărie îmi dai? Da, este mai bună sau nu este mai bună? Uite, a mea este mai bun și dacă vrei totuși să o schimbi cu tine, atunci tu trebuie să-mi dai mai multe jucării. Adică la nivel instinctiv, noi, când vinim sau cumpărăm, noi ne târguim.
Da? Noi vrem ceva mai mult pentru bunul nostru. Și de ce fiecare din noi pune accent pe o valoare mai mare, să deții o valoare mai mare? Fie mai mulți bani sau fie un bun care reprezintă o valoare mai mare. Spre exemplu, deținând un telefon, ok, un iPhone, oricare, cu cât timp trăiești mai mult, valoarea lui ce face? De ce scade? Una este uzura, dar altceva ce este? Așa, apare ce, altceva mai nou care deja oamenii vor și caută o valoare mai mare. De ce? Și el își pierde din valoare. Iată același lucru cu automobilul. Uzura. Uzura este mai mare, dar el oricum își capte valoare pe parcursul timpului, corect? Aceeași bancnotă. E deja, din punct de vedere financiar, el nu mai prezintă nicio valoare, dar este uzura, este mare. Dar datorită la faptul că e este mare căutare, cineva este dispus să dai un preț mai mare. Da? Iată, asta se numește psihologia pieței și plus la asta se datorează și faptul că omul caută ceva ce este rar și nu toți au. Și reprezintă ceva. De ce? Și noi căutăm în ceva ce să avem încredere. Spre exemplu, la momentul actual, și ține de Leo Molonescu, eu am încredere. Toate că au avut loc mai multe evenimente. Spre exemplu, în 2008, în 2016, da? Iată, la momentul actual, da, eu mă uit la cursul valutar, că acolo Leo Molonescu se valorizează față de valutele internaționale. Dar eu știu foarte bine că nu atât de ușor ar fi scos din circuit anumit de omul domnesc. Deci eu încă am încredere în valută națională. Dar pe plan internațional, dar fiind faptul că sunt trader, eu tot și-am spun accent pe dolarul american. Iată, cine dintre dumneavoastră, să spunem noi așa, are încredere pe dolarul american să va întări? Eu vreau! Nu am încredere, dar eu vreau, dar nici am poziție de cumpărare la american. Ok, haideți să vedem, de ce noi totuși încă avem încredere că dolarul american se va întări pe plan internațional? Iată, așa, evenimente, care evenimente? Transferul de putere deja merge mai mult. De fapt, sunt două categorii de factori, da? Factori intern și factori extern. Și iată, domnul Cornel, să reflecte ceva despre factori intern și factori extern, cum influențează ei, după care vom discuta alte evenimente. Astfel, stimați colegi, din punct de vedere economic, banii reprezintă aceeași marfă. Și ca oricare marfă, ele au o valoare oarecare, adică și are propriul său cost, care este exprimat însăși prin costul care toți îl vizualizăm la, în cazul nostru, adică expus de la Banca Națională a Republicii Moldova, ca ulterior să fie preluat și în urma procesării și comisiunilor sale, adică băncile comerciale, își exprimă cursul pentru circuitul larg al acestor banknote. Acești factori pot fi economici și politici. De exemplu, la fluctuațiile valutare poate fi rata inflației, structura balanței de plăți, nivelul de încredere, cum am menționat până în prezent, adică încrederea populației într-o valută oarecare are o importanță foarte mare în valorificarea acesteia. Astfel, dacă luăm în considerare doar dolarul american, rata acesteia depinde, în primul rând, din rezervele de aur a Americii. Cât aceste rezerve sunt mai mari, în mod normal, cât și dolarul este mai posesitor. De asemenea, parcursul are un impact și modul a debitorilor de a rambursa împrumuturile acordate de către bănci din SUA. De exemplu, toți cunoaștem de criza din anul 2008, din Statele Unite, anume care au fost generate, anume din cauza că nu a fost posibil ca populația să-și onoreze obligațiunile față de băncile comerciale, de la care au preluat multe contracte, adică credite, pentru procurarea, atunci era un boom imobil la
în Statele Unite și majoritatea acestor credite erau date anume cu scopul de a procura un locuință. Și cum a menționat domnul colegul, acești factori sunt externi și interni. Ca factori externi pot include modificarea prețurilor pentru petrol, deoarece noi toți am vociferat această idee că petrolul se vinde pe piața internațională exclusiv în dolari americani. Și ceea ce duce dacă la creșterea prețului petrolului, duce la deprecierea dolarului, ce e interesant. Și viceversa. Ca factori interni, sunt circumstanțele care afectează rata de schimb dolarului în țară. Una dintre ele este cererea de schimb valutar și în astfel de cazuri, o limitare a unor astfel de procese sunt de obicei intervenția valutară. Dar intervențiile valutare noi cunoaștem cu toții, asta o fac băncile centrale. În cazul Statelor Unite, asta este Fed-ul. Și un alt factor intern este considerat situația economică și politică stabilă în stat. În vremuri de criză, încrederea oamenilor în modelul național este redusă, iar oamenii încep să cumpere în mod activ dolari, ceea ce duce la creșterea acestei valorii acestui dolari. Aceștia sunt unele din factorii decisivi care au influență asupra acestei valute, dar noi cunoaștem că ele sunt cu mult mai multe și anume care noi le-am trecut toți și la partea teoretică și am văzut aceste fluctuații și la lecțiile practice, începând de la cele politice, cele naturale, adică continuând cu cele naturale, adică noi putem să discutăm că orice știri pe plan internațional într-o oarecare măsură poate să afecteze o oarecare valută. Dar, ținând cont de faptul că anume discutăm astăzi tematica dolarului american, știm foarte bine că o cataclismă naturală în zona de extragere a petrolului automat se reflectă pe piață și asupra dolarului. Cât a prețului petrolului, atât și a prețului dolarului. Nu în ultimul rând, cineva din colegiul vociferat și alegeri. Alegerile, într-adevăr, sunt un eveniment care are loc odată la 4 ani, adică și are asa influență asupra dolarului american. Ceea ce s-a întâmplat și recent, pe 3 noiembrie acestui an, au avut loc alegerile în Statele Unite ale Americii. Eu sunt sigur că mulți din voi s-au folosit de acest moment. Cine și... trebuie să ajungă la alegeri? Restul fie s-o reținut, fie sistem, fie greșit. Fie nu au fost la alegeri. Am înțeles. Ca un scurt, o scurtă informație despre aceste alegeri, adică cu toți cunoaștem că candidații erau Joe Biden și Donald Trump. Ca voturi electorale ca urmare acestor alegeri, Joe Biden a obținut 306 voturi, Donald Trump 232. Ce înseamnă asta? Adică, conform sistemului electoral în Statele Unite ale Americii, adică alegerile nu sunt directe. Populația nu alege direct candidatul. Alege fiecare conform statutului, adică a Statelor Unite și a Constituției Statelor Unite ale Americii, fiecare stat membru are un număr fix a voturilor exprimate și a candidatelor în Congresul acestei țări. Și iată, câștigând de tot într-un stat de tot de Washington, care dispune deja, ca exemplu, de 10 voturi. Iată, asta și înseamnă că, de exemplu, la situația reală, pe 14 decembrie, acum, care este câteva zile, fiecare stat își va delega reprezentanței, câștigă, adică, fie a democraților, fie a republicanilor, independent cine și unde va câștiga. Adică, asta nu se dă, pentru că s-a dus în acea discuție cu Pennsylvania. Corect, da. Pentru că acolo... Ca la noi cu cea conscripție, cum vor la parlamentar. Corect, da, adică este un vot indirect, noi alegem numărul persoană, adică o reprezentant.
Corect. Și anume Ipatis. Dar, sincer, eu așa am avut o impresie că anume tot situația asta s-a creat artificial numai pentru ca să fac fluctuații pe piață. Da? Iată, această incertitudine pentru oameni, că se dau în judecată, se numere încă o dată voturi, dar poate Trump acolo câștigă. Iar că toate dezordinea asta de incertitudine, asta și se vede pe piață. Nu însă, dar în ultimul timp, practic, se vede o incertitudine pe piață, practic, majoritatea cotațiilor directe și indirecte, unde cu toții așteptăm anume ceva, să spunem noi, concret, da? Gata, a câștigat Biden, el trebuie să iasă la tribună, să spună care sunt planul lui din mai departe de acțiune. Evident că, după cum am mai vorbit, că sunt factori externi și sunt factori interni. Factorii interni, eu mă bazez mai mult pe toți indicatorii economici, atât de scandalurile din interiorul Statelor Unite, plus la aceasta, asupra dolarului american, influențează și factorii externi. Cel mai larg vorbit despre factorul extern este pandemie, coronavirus. Iată, din momentul cel mai ales când încă din martie, când a fost recunoscut faptul că coronavirus gata a ajuns în zona euro, atunci euro s-a devalorizat mult, e de altă parte, dolarul american s-a întărit. Da? Și în momentul când, la scurt timp, în decurs de vreo 10 zile, deja a fost recunoscut oficial că și coronavirusul a ajuns în Statele Unite, atunci dolarul american a început să se devalorizeze. Și cel mai interesant moment, că chiar de la începutul anului, să spunem noi așa, practic din primăvară, evenimentele s-au ținut lansul una de alta și chiar pe grafic se vede, dacă eu am să vorbesc despre euro-dolar american, deci când coronavirus, da, a început să fie vorbit încă de pe luna februarie, că este în China în carantină, euro a început să se întărească. După care eu brusc a scăzut în momentul când a fost recunoscut faptul că coronavirus deja a ajuns în zona euro, după care s-a început, iată, această incertitudine. Deci această incertitudine, această urcare bruscă a fost faptul că a fost recunoscut că coronavirusul a ajuns deja în Statele Unite, după care toată lumea era în haos. Vă duceți aminte, iată, în momentul când a început să fie pusă carantina impusă în mai multe țări din zona euro, inclusiv în Republica Moldova, iată, aceasta și este un haos. După care, cel mai interesant moment, că de ce eu tot timpul menționez despre faptul că eu mai mult mă bazez pe analiza tehnică, decât pe analiza fundamentală, iată, pe atâtea zonă, pentru că analiza tehnică ne mai multe informații și iată, informația asta este concretă, ceea ce eu văd și ceea ce eu înțeleg, într-adevăr, se întâmplă pe piață. Pentru că dacă îi se vorbim din punct de vedere a zvonurilor, zvonurile trebuie să fie verificate, ne citite mai multe surse, să vedem dacă într-adevăr așa și este. Dar eu când mă urc pe grafic, eu văd concret că asta este informația. Deci această incertitudine este haosul din perioada de carantină. După care oamenii au început să iasă la proteste, iată, vă duceți aminte situația din Statele Unite, când a fost S-a început haosul în Statele Unite. Și iată, aceasta este haosul din zona euro și aceasta este haosul deja din Statele Unite. Da? După care euro s-a întărit față de dolarul american, după care s-au început alte evenimente și ultimele evenimente, dacă noi să vorbim de aici, s-a început să discuta despre vaccin. Despre vaccin. Cine dintre țări a spus că are deja vaccinul pregătit? Rusia. Ce s-a întâmplat cu dolarul american? S-a devalorizat. După care ce s-a întâmplat? Nu că e minciună, dar ideea că este vaccin, dar încă nu este testat până la urmă, corect? Deci asta ce a adus? Deja a adus la întărirea dolarului american, deci de nou fluctuație. După care unde Statele Unite deja au ales două companii, e una dintre dânsele din zona euro, da? Care se ocupă ea de vaccin. Ce s-a întâmplat cu dolarul american? Brusc în sus!
Recent a apărut o informație, chiar ieri a apărut o informație în mass media că deja Marea Britanie a implementat vaccinarea în masă a populației. Ce a făcut dolarul american? În jos. În jos. Ce a făcut euro? În sus, da? Iată, numai singură informație, da, despre vaccin. Și am interesat un moment că acum recent citim niște informații că în Marea Britanie deja este recunoscut că vaccinul nu e 100%, e 86% că este adevărat. Ieri a fost vaccinat o persoană de vârsta de 90 de ani. Chiar cu domnul Cornel vorbeam despre, dimineața despre acest moment. Ca informație este pozitivă, da? A fost vaccinată. Adică deja Marea Britanie a început să vaccineze oameni. Dar eu m-am uitat straniu anume la care este persoana care este vaccinată. Persoana de 90 de ani. Adică, posibilitatea sau eroarea dacă vaccinul acesta nu va fi reușit, are o mașă foarte mare. Sunteți de acord? Da, asta discutăm cu domnul Corneliu despre faptul cât de mult zvonul influențează dispoziția de pe piață. Și nu m-am oprut zvonul că oamenii deja se vaccinează. E ok. Și eu sunt sigur că în scurt timp o să apară informația că vaccinul nu-i până la urmă testat. Și așa și s-a confirmat până acum recent și domnul Cornel să plecă vanga. Nu suntem noi vanga. Dar, pur și simplu, trebuie să analizăm o leacă informația. Cum ea este redată și cât este de veridică. Și un interesant moment că la moment încă nu este niciun vaccin care va fi spus, să spunem așa, 100% că el lucrează. Dar pe baza zvonurilor se creează dispoziția noastră ca trader, ca comercianți, chiar ca cetățeni de a vinde sau de a cumpăra ceva. Deci eu până la urmă încă și la momentul total mă bazez anume pe analiza tehnică. Nu însă, dar am ales tema masterclass-ului, anume când vindem sau când cumpărăm dolarul american. Ok, din punct de vedere fundamental a zvonurilor este clar. Nu mai este noutate pozitivă, cumpărăm, este noutate negativă, vindem. Însă din punct de vedere tehnic, nu este cu mult mai ușor și mult mai clar când se deschidem o tranzacție de vânzare sau de cumpărare pe oricare alt instrument. Deci, în continuare vom discuta despre o strategie care nu trebuie o folosesc, anume pentru a căuta semnale de intrare pe piață. Pentru că noi, ca trader, ce facem? Cineva poate să-mi spună acum că noi vinim sau cumpărăm. Da, vinim sau cumpărăm, dar noi, de fapt, suntem acei specialiști care căutăm, în primul rând, semnale și, în dependență de semnal, noi vindem sau cumpărăm careva instrument financiar. Nu contează care el este, acțiuni, criptovalute sau marfă sau careva valute. Noi căutăm semnale și, în dependență ce fel de semnal este, noi astfel de tranzacție și deschidem, fie de buy, fie de sell. Deci, astăzi vom discuta despre un indicator care majoritatea dintre dumneavoastră îl cunosc, cineva dintre dumneavoastră o folosește, cineva nu îl folosește. Merge vorba despre indicatorul MACD. Cine se folosește de indicatorul MACD? Așa, majoritatea. Ok, în linii generale, de care semnale vă folosesc, vă dă anume acest indicator MACD? Așa. Deci, în primul rând, ok, eu am să facem o mică introducere pentru traderi care au auzit de MACD, însă nu-l folosesc. Deci, indicatorul MACD, el se desfășoară ca moving average, convergent, divergent, unde el este reprezentat ca un indicator oscilator și el reprezintă următoarea informație despre faptul că este indicat nivelul 0, nivelul 0. Și în dependență cum se formează lumânările, se formează astfel de bare. În momentul când vedem că se formează bare deasupra nivelului 0, noi spunem că este o tendință sau o putere de cumpărare. Și în momentul când se formează bare sub nivelul 0, noi ne dăm seama că este o putere mai mult de vânzare. De ce și uitându-ne noi la aceste indicatori tehnic, noi deja putem să tragem careva
gânduri, careva concluzii, după care noi să ne creiem o dispoziție și de a căuta careva semnale. Evident că fiecare indicator tehnic, el se bazează pe formule matematice, de aceea și eu recomand traderul să folosească de orice indicator tehnic, ceva de genul ca busola. Da? În primul rând, dragi atenție la graf, așa cum se formează lumânările, noi aici luăm toate informații. Când dragi atenție la lumânări, prețul de închiriere, cum se formează codița, iată noi toate informația asta o vedem minim mijlocit pe grafic. Cu indicatorul tehnic noi folosim ca busolă, plus la asta noi mai luăm o confirmare ca semnal de anume de a intra pe piață. Evident că majoritatea traderului se folosesc direct cum este numit indicator multi-divergent convergent divergent, adică caută divergență convergență. Ce ne pentru dumneavoastră se folosesc se folosește de divergență convergență de la MACD. Așa. Majoritatea cunosc despre MACD, doar câțiva se folosesc de divergențele convergențe. Ok. Cunoaștem cu toții că anume divergențele convergențele, ele nouă ne arată ce? O mișcare de impuls sau o mișcare de corecție de piață? Corecție. O mișcare de corecție. Și lucrurile este ale putem verifica și din istorie. Deci, traderi care de regulă tranzacționează prin mișcări de corecție, ei anume se folosesc de indicatorul MACD care ne arată anume semnale foarte bune de intrare pe piață prin mișcare de corecție. Aici eu aș vrea să vă trag atenție la un moment foarte important, poate îl cunoașteți, dar pe viitor să trageți atenție la acest moment. Orice semnal, orice indicator care este reflectat în termenul de îndelungat de timp, cum este G1, Y, da? El este o informație, să spunem noi așa, mai stabilă, da? De lungă durată. Orice semnal care noi vom folosi la un time frame mai mic, cum este H1, M30, să știți că el este mai slăbuț. Deci și în majoritatea cazurilor, când eu fac o analiză a pieței și văd că de fapt se formează o divergență-convergență și lucrurile acestea au loc în H1, eu foarte bine îmi dau seama că de fapt are loc o corecție. Deci în continuare noi vom discuta despre divergențele-convergențele pentru ajutorul indicatorului MACD, anume pentru perioade îndelungate de timp, să vedem care este tendința. Deci, cum arată, în primul rând, o divergență-convergență? Divergență-convergența se formează pe bază la formarea vârfurilor. Deci, în cazul dat, dacă noi ne vom uita, tendința este descrescătoare, corect, dacă ne uităm noi anume pe grafic. Tendința este descrescătoare, deci și barele se formează sub nivelul 0. Totodată, dependență de dispoziție sau putere de cumpărare, de vânzare, se formează vârful. Dacă noi ne vom uita anume pe grafic, noi vom vedea care loc impuls, corecție, impuls, corecție, da? Și datorită acestor mișcări, iată și se formează indicatorul MACD nou ne arată prin formă de vârfuri. Deci este foarte simplu să tragem atenția anume la divergențele și convergențele. Este o condiție anume pentru depistarea divergențelor convergențelor. Vă puteți nota. Prima condiție este faptul că a doilea vârf de la MACD, de la indicator, să fie mai mic sau egal cu primul vârf. Asta este una din condiții. Asta merge vorba pentru convergență. Adică să ne arăte nou. Convergența. A doilea vârf este primul vârf. Și a doilea vârf. A doilea vârf el trebuie să fie mai mic decât primul vârf. Aceeași condiție este și pentru divergență. Unde a doilea vârf de asemenea trebuie să fie mai mic sau egal ca primul. Așa am să vă arăt. Iată aici. Este primul vârf și a doilea vârf este mai mic ca primul vârf. Însă pe grafic noi vedem inversul. Că primul vârf, a doilea vârf este mai mare. Datorită acestui efect și se formează, să spunem noi, semnul mai mare. Ok, o cunoaștem cu toții de lecțiile de matematică, semnul mai mare sau mai mic. Deci, în astfel de situație, când vedem divergență sau convergență,
nu unde se creează dispoziții de a vinde sau de a cumpăra. Cu atât mai mult că indicatorul MSD nou și ne arată semnalul, în primul rând, poate ne dă informații despre faptul că va avea loc o deprecierea în tendința crescătoare. Asta este ideea că anume divergențele și convergențele nu ne arată că va avea loc o corecție. Deci, pentru noi este foarte important să înțelegem că această corecție va avea loc din multe puncte sau din puține puncte. Deci, ca să, noi să putem determina mai ușor că va avea loc o depreciere sau o corecție așa de mai multe puncte, este faptul că dacă noi vom uita, spre exemplu, graficul de D1, această depreciere va avea loc multe puncte. Spre exemplu, dacă să ne uităm după această divergență, aici a avut loc, dată de la doilea vârf, a avut loc o depreciere de 552 de puncte. Adică în această mișcare de depreciere noi avem posibilitatea să trăim pe piață, chiar în momentul când este tendința crescătoare, să deschidem tranzacții de vânzare. Și aceasta nu ne arată indicatorul MSD. Dacă să ne uităm anume pentru convergență, dar aici este o convergență. Așa. Și după cum vedem că este o tendință descrescătoare, însă semnalul de intrare pe piață nouă ne-a arătat de 101 puncte. Adică nu totuși ne arată o mișcare. Dintr-o mișcare de 100 de puncte. Noi putem să luăm, să intrăm pe piață, să luăm 90-80 de puncte. Deci, când vedem astfel de semnale de convergență, divergență, în grafic de D1, noi putem să ne folosim chiar un H1. În graficul de H1, ce se întâmplă în graficul de H1? Dacă depistăm o divergență-convergență, și în H1 câteodată se formează divergență așa destul de bună. Spre exemplu, aici este o divergență și divergența aceasta a avut 225 de puncte. De regulă, dacă noi să ne uităm, iată aici, de sine, este o convergență. Această convergență a avut 52 de puncte. În linii generale, să cunoașteți, toate semnalele, iată aici, nu ne-au arătat semnalul că va avea loc o creștere. Ne-au arătat-o. Cum ne-au arătat-o în D1 și ne-au arătat-o și în H1. Doar că în D1 este, noi cunoaștem că corecția va avea loc mai multe puncte unde noi avem posibilitatea să intrăm pe piață cu scopul de a face un profit, însă în graficul de H1 noi această informație putem să o luăm doar ca informație. Adică, dacă noi avem tranzacții de vânzare, spre exemplu, de aici, fie de aici, tranzacții de vânzare, când vedem că se formează convergență, la ce concluzie putem să ajungem? Să ieșim de pe piață. Să ieșim de pe piață. Adică, în momentul când noi închidem tranzacția, asta și este momentul ieșirii de pe piață. Deci noi, ca trader, în primul rând, căutăm semnale de intrare pe piață și semnale de ieșire pe piață. Ok. Cum ieșim noi de pe piață? Cu take profit, cu stop loss, cu trailing stop, sunt multe modalități. Noi putem să ieșim de pe piață cu ajutorul metodii Lactul. Cine folosește Lactul? Vreau să vă duc la cunoștință că săptămâna viitoare se formează o grupă pentru lecții intensive de 5 lecții, unde noi vom discuta doar despre Lactul și cum se iese din Lactul, metodele și deja toate lucrurile acestea noi le punem în practică. Lactul, Lactul și ieșirea din Lactul cu ajutorul metodii mediere. Iată ce mi sunt interesați de aceste momente, dumneavoastră vă apropiați și îmi comunicați ca să vă includ în grupă. Ok. În continuare, despre divergență, convergență, deja cu toții cunoașteți. Așa? Ce semnale mai dau indicatorul MSD? Cine folosește mai des indicatorul MSD? Mai folosiți și alte semnale? Linia mobilă când este deasupra sau dedesubt barul. Așa. În momentul când, în cazul DAF, media mobilă este în interiorul barilor, da? Aceasta ce informații mi-a dat? Nu, eu am spus că când este deasupra sau de desubt. Când este deasupra, apasă graficul jos, când este subtul
Depinde în sus, adică tot intrare de său și de bani. Într-adevăr, este așa desemnă un tip de semnal. Un tip de semnal. Intrarea de cel, corect? Și ieșirea. Ieșirea de pe piață. În momentul când media mobilă iese din bar. Iată aici, este take profit. Eu am să-l notez. Take profit. De asemenea, ultima dată, când el iese din bar, și aici este buy și aici este take profit. Ieșirea de piață. Ca semnal. Deci eu am să vă reținez dumneavoastră semnul ca să vă puteți orienta. Diagonal. O ieșit, intersectat nivelul 0. Dacă este tot este un punct important. Intersectat nivelul 0, ieșirea de pe piață. Intrarea de buy, intersectat nivelul 0, ieșirea de pe piață. Și dacă noi să ne uităm, este în felul următor. Intrarea de aici, ieșirea de aici. Iată, de aici am intrat, aici am ieșit pe piață. După următorul tip de semnal. Este clar momentul? Ce vreau să vă trag atenție la momentul dat. Cineva dintre dumneavoastră să mă întrebe și să pui întrebarea în felul următor. Dar de unde știu eu că anume de aici, dar nu de aici și nu de aici? Tranzacție de cumpărare. Corect? Așa. Aici este un moment foarte interesant care eu îl explic și vă explic încă o dată. Țineți cont anume despre tendință. Iată, pe practic, la toate strategiile care le-am elaborat eu, la bază stau trendul. Trendul, să știți că este regula de bază, regula de aură a unui trend. Dacă noi vedem tendința de descreștere, atunci noi vom folosi cel mai mult semnale pentru vânzare. Dacă noi vedem că este tendința crescătoare, atunci noi vom folosi semnale numai de cumpărare. Ok, nimeni nu vă spune că vă puteți folosi și de semnale împotriva trendului. Odată ar să aveți de câștigat, a doua oară veți avea de câștigat, numai să nu faceți din asta o tradiție. Ok? Plus la asta eu v-aș spune încă un moment. Spre exemplu, dacă vedeți că se formează o divergență sau convergență în graficul de D1 sau time frame mai mare, să știți că în graficul de H1 acesta va fi un trend. Și lucrurile acestea se poate de verificat foarte simplu. Dacă să ne uităm, anume în graficul de D1, iată, spre exemplu, s-a format aici o convergență. Eu am să notez aceasta cu o linie verticală. Iată, moment de intrare pe piață. De unde până unde, iată de aici, intrarea pe baie, ieșirea de pe piață, iată e aici. Eu am să mai notez încă o bară verticală. Iată aici. Când vom pune în graficul de H1, deci suntem în H4, așa în H4, se vede că totuși este o tendință crescătoare. Se vede că este o tendință crescătoare? Da. Poftim. Și atât, așa, practic, la fiecare semnal. Dacă dumneavoastră semnalele veți folosi din D1, să știți că în H1 este tendență. Și atât aici, dacă noi avem informații din D1 că se va forma un trend crescător, aici noi vom folosi orice semnal care nouă să-mi spui, anume buy. De aici, buy, intrarea de aici, buy, ieșirea, take profit. De aici până aici, deja să nu mai intrăm. Nu mai intrăm. Dacă noi să ne folosim de regulă că trendul este prietenul nostru, atunci semnalul de său noi să-l lăsăm. Ok, s-a dus. Odată s-a dus, a doua oară poate să mai ducă, a treia oară să mai ducă, după care putem să o dăm în bani. Deci în continuare noi ne vom orienta de asemenea pentru tranzacția de bani. Unde va fi următoarea tranzacție de bani? Pentru următoarea tranzacție de bani noi o vedem aici. Numai a ieșit din bare, ieșirea de pe piață. E aici, pentru traderi care încă, știți, este momentul ăsta care, traderi care nu au răbdare. V-ați luptat cu sentimentul ăsta de că nu am răbdare. Parcă văd, ne arată tot, trendul în sus. Eu am deschis tranzacții de bai, parcă s-a dus o leacă în profit. Numai nu mi-atingi și take profit-ul. Și vă întâmpinați atât cu gândul ăsta. Îl închid.
Eu vă recomand în felul următor. De cât să stați la îndoială, închideți. Este în profit, ați închis tranzacția mea. Manual, până la urmă, este profitul dumneavoastră ca trader. Că este mare, că este mititel, asta ține mai mult de timp. Cu cât mai mult de timp dumneavoastră veți folosi asemenea semnale și veți căpăta încredere anume în astfel de semnale, cu atât și la dumneavoastră profitul va crește. De aceea, nu vă rușinați să fixați profitul manual. Că acesta sunt profitul dumneavoastră, nu iau cuiva și unica ce apreciez eu ca meserie de trader, suntem oameni liberi. Nimeni nu poate să ne spună cât profit eu trebuie să fac sau de cât la care semnal eu trebuie să intru pe piață. Eu singur decid. Văd semnal puternic, eu intru mai sigur. Văd un semnal mai slăguț, pot să intru cu un volum mai mare pentru punctajul mai mitel. Nimeni nu poate mie să-mi spui cât profit. Deci e și următorul semnal. Intrarea, important că este intrarea de bani. Prima semnal de ieșire pe piață. Este aici, a doilea semnal de ieșire pe piață, iată, este aici. Și lucrurile acestea, dacă vreau, haideți să vă amintesc pe toate. Următorul semnal de buy, primul semnal de ieșire de pe piață și a doilea semnal de ieșire de pe piață. Și aici deja, practic, s-a sfârșit efectul. Haideți să verificăm lucrurile acestea cum lucrează. Deci, de aici, dacă noi intrăm pe piață, iată de aici. Nou semnal, deja de aici ne-a arătat. Ieșim de pe piață, iată aici. Aici sunt 80 de puncte. Noi, uitându-ne pe grafic, noi vedem că tendința a crescut mai mare. Până când pe asta pe noi nu ne interesează. Ce înseamnă o strategie? Ce înseamnă un sistem de tranzacționare? Strategie și schema de tranzacționare se bazează pe niște reguli simple și clare, care ele trebuie pur și simplu de respectat. Dacă la noi strategia spune că semnalul de intrare pe piață este anume din punctul A, ieșirea de pe piață este în punctul B, atunci noi atunci ieșim de pe piață. Nu contează că este sunt multe puncte sau puține puncte. Respectând această regulă simplă, dar să o respectăm tot timpul, noi avem tot timpul de câștigat. Dacă noi ne vom lăcomi ceva de gen, dar eu am impresia că ar să duc mai sus. Atunci puteți să nu aveți dreptate. Deci e cel mai bine vă folosiți orice strategie care o aveți dumneavoastră. Este semnalul de intrare pe piață, ați intrat pe piață, dacă strategie sau sistemul de tranzacționare vă arată că trebuie să ieșiți de pe piață, chiar dacă dumneavoastră sunteți în minus. Da? Sunt așa situații când mie mi-a arătat semnalul de intrare pe piață, eu am intrat pe piață, piața se duce împotriva mea și tot sistemul meu îmi arată ca să ies de pe piață. Eu am ieșit de pe piață. Eu recunosc semnalul, da, sau că am intrat prea devreme. Adică, să știți că orice trader, el nu închide tranzacțiile, nu mă profit. Sunt situații când noi trebuie să ieșim și de pe piață cu minus. Asta nu e bătut în cur. Și dacă să verificăm în continuare următoarele semnale. Tranzacția de cumpărare. Așa. Tranzacția de cumpărare, primul semnal de ieșire de pe piață, iată e aici. Aici fiind orientativ la 31 de puncte. Și după cum am vorbit, semnalul 2 de ieșire de pe piață este de 62 de puncte. Iată aici este următorul semnal. Următorul semnal de cumpărare este de aici. Cu ieșirea de pe piață, iată aici primul semnal. Ieșirea de pe piață, aici fiind 25 de puncte. Următorul semnal fiind, iată aici sus, de 55 de puncte. Adică noi avem semnal de intrare pe piață, avem semnal de ieșire de pe piață. Și mai mult semnale nu sunt. Plus la asta, să știți că indicatorul mai simplu, de cât e de simplu, de atât ne arată o mulțime de semnale de intrare pe piață. Desă ori traderi să folosească de anume de indicatorul MACD, anume pentru plasarea nivelurilor orizontale, unde nivelurile orizontale sunt folosite ca semnal de intrare pe piață, știți cum este linia start și linia finish. Iată lucrurile acestea foarte ușoare să fie pe viitor ca să știți din ce diapazon până în ce diapazon să tranzacționați. Deci cum se depistează nivelurile orizontale cu ajutorul indicatorului MACD? De fapt, este foarte simplu. Evident că, oricum, noi ținem cont anume de
tendință, eu am să pun în graficul de H1 cu săptămâni de semnale. În primul și în primul rând vom ține cont de tendințele. Spre exemplu, când vedem aici că este o tendință descrescătoare, vom trage atenția anume la indicatorul MACD când formează. Iată aici, este tendința descrescătoare, după care are loc corecție. Iată mișcarea aceasta, noi o vom vedea, iată, aici. Când are loc corecția, adică deja s-a format vârful de jos, iată noi aici putem să spunem că este un nivel orizontal. Dacă vom plasa un nivel orizontal, iată aici. Și acest nivel, eu coincid, iată, cu minimul acesta. Adică, s-a format vârful, are loc corecția și când prețul se îndepărtează, adică prețul urcă în sus, noi deja avem ultimul minim, corect? Noi deja avem nivelul orizontal. Noi putem să plasăm în ordine așteptare. Putem să plasăm în ordine așteptare sau cine dintre tradere are posibilitatea să urmărească graficul. Ok. Stai în fața monitorului, are timp. Evident că de aici se deschide tranzacția de sell. Asta este unul din semnale de a intra pe piață. Deja cum iese de pe piață, dumneavoastră puteți să folosiți acești semnal, același semnal, adică are loc. Impulsul, iată, nouă să ne arăte aici, așa. Și când deja moving average iese din bare, e semnal de ieșire de pe piață. Adică, noi de aici vom intra pe piață, de aici intrăm pe piață și semnalul de ieșire de pe piață este faptul când, iată aici, și eu coincid, iată aici, iată aici noi ieșim de pe piață. Că sunt multe sau sunt puține puncte, asta iau pe ceva, dar noi acum vom trage atenție la momentul de intrare pe piață. Deci lucrurile sunt dumneavoastră chestii de semnă schematic. E una când eu când eram la masterclass, eu tăceam cu disemnami atât de momentele acestea. Tragem atenție, este tendința descrescătoare? Da. Ok. Atunci semnalul de intrare pe piață, străbaterea ultimului minim care s-a format la MACD. Căutăm următorul semnal. Următorul semnal la noi va fi, iată acest minim. Este acest minim. Are loc corecția, iată de aici. Are loc corecția, urmărim MACD-ul și urmărim ce se întâmplă pe piață. Are loc corecția, începe să se deprecieze, unde el formează de nou un minim. Iată aici. Corect? El la minimul acesta nu a ajuns încă. Adică la minimul acesta nu a ajuns, dar aici el deja formează un nou minim. Ok. De asemenea, plasăm un nivel. Plasăm un nivel. Are loc corecția și momentul de intrare pe piață este străbaterea lui. Iată aici. Nu aici îl vedem. Aici s-a format minimul. Corect? Și aici este momentul de intrare pe piață. Momentul de ieșire de pe piață, numai când vedem că moving average, MACD-ul, iată, formează minimul. În momentul când formează minim și vedem că moving average iese din bare, noi am ieșit de pe piață. Și tot așa noi continuăm cât are loc tendința descrescătoare. Din regulă, de regulă, în momentul ca semnal de schimbare a tendinței, de regulă la sfârșitul tendinței. Fie se formează o figură de triunghi sau de schimb a tendinței, sau poate se formează de asemenea o divergență, convergență. Iată, spre exemplu, în această tendință descrescătoare, noi mai avem un semnal. Și anume semnalul avem această convergență. Iată, cine se folosește de semnalul de convergență, poate să intre pe piață numai pentru tranzacție de cumpărare. Pentru graficul de H1, aici dumneavoastră aveți liberă alegere. Dacă tranzacționați cu volum mare pentru puține puncte, de asemenea este un profit. Însă să cunoașteți că de regulă el nu face multe puncte. Ok? Așa. Haideți să vedem în continuare și o tendință de creștere. Care sunt semnalele de intrare pe piață?
Iată aici este tendința de creștere. Și acum să ne uităm și la indicatorul MACD, ce semnale de intrare pe piață ne arată. Așa. Deci avem aici un maxim. Avem aici un maxim. 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 Eu am să le notez pe toate și după care le verificăm. Așa. Deci are loc formarea maximului, preț coboară în jos. Vă străbați, semnalul de intrare pe piață. Să vedem? Iată aici. Îl străbate maxim intrare pe piață, în direcția trendului. Lumea coboară în jos, după care din nou formează un maxim. Următorul semnal de intrare pe piață este aici. El intră în certitudine, dacă ne uităm mai atent ce se întâmplă pe grafic, el de fapt aici se formează o figură de triunghi. Iată de ce și se întâmplă, că nu unii dai semnale de intrare pe piață, când se ies de obține punct. Presupunem că de aici noi am intrat în tranzacția de cumpărare, corect? Vedem că el mai întâi se depreciază și când se apreciază în astfel de momente, dacă nu aveți răbdare și nu aveți încredere în propriile pieri, dumneavoastră puteți ieșiți cel puțin la 0. Adică nu mai vedeți tranzacția pieri în 0, dumneavoastră ați ieșit plăti pe piață. Ce aveți de câștigat în urmă la aceasta? Când intrați pe piață și ieșiți de pe piață fără a face un profit, în primul rând câștigați de experiență și în al doilea rând câștigați numărul de loturi. Pentru că mulți traderi se folosesc ca de așa sistem de tranzacționare, unde să știți că traderii care tranzacționează cu compania pe Perion, ei profită de două posibilități de a face un venit. Este un venit activ și un venit pasiv. Venitul activ este atunci când noi ne așteptăm să închidem tranzacțiile numai în profit. Pe de altă parte, traderii care sunt în parteneriat cu compania Pelerón mai au și un venit pasiv, unde el se reflectă prin comisioanele care le primesc 3%, 3 dolari cashback, traderii care se folosesc de parteneriat, da, double hit, 1+1, iată acesta deja este un venit pasiv. De aceea, venitul pasiv el mai mult se bazează pe numărul de loturi. De ce să spun că în momentul când dumneavoastră intrați pe piață și ieșiți pe piață, chiar dacă nu aveți profit, sunteți în zero, dumneavoastră căpătați de experiență și aveți de câștigat un venit pasiv. Deci, în continuare, ne uităm următorul semnal de intrare pe piață. Următorul semnal de pe piață, îl vedem aici. El coboară în jos, aici. El fie vă activează, ori în așteptare fiind, nu după care se duce până în minus. Într-un final, toate tranzacțiile în tendință crescătoare, ele se închid în profit. De ce și menționez încă o dată, cine încă nu respectă regula de aur, să nu spuneți că domnul tot nu vă spus. Trendul este prietenul nostru. În orice tendință care o vedeți, semnale de intrare pe piață, vă puteți orienta, iată, după acest semnal. Anume, străbaterea ultimului maxim, străbaterea ultimului minim, ca moment de intrare pe piață. Dacă nimeriți într-un trend lung și trendurile lungi să le cunoașteți că ele se depăstează cu ajutorul grafilor de D1, da? Spre exemplu, acolo se începe un nou impuls. Să știți că în cazul ăsta scrie un trend lung, de lungă durată. Dacă în graficul de D1 este o mișcare de corecție, atunci în cazul ăsta va fi un trend scurt. Și lucrurile acestea dumneavoastră puteți să le verificați, să le mijlocim pe parcursul din istorie și deja pe viitor. Ce se întâmplă cu dolarul american? De ce noi toți așteptam anume întărirea dolarului american? Aici, de asemenea, noi ne folosim de acest indicator unde nou ne oferă informația despre întărirea dolarului american și foarte bine lucrul acesta se vede în graficul de weekly. Dacă noi vom deschide graficul anume în graficul weekly, vedem cum deja s-a format ultimul vârf. Și atât pentru persoane care se folosesc din indicatorul MACD, iată aici fiind ultimul maxim care să fie străbătut pentru tranzacțiile de cumpărare. Însă, la ce vreau să trag atenția?
La momentul actual, ce se întâmplă aici? Se formează. Adică noi nu putem să spunem că gata, este divergență. Nu putem să spunem lucrurile acestea. Dar noi deja, la nivel psihologic, ne creăm dispoziția pentru a deschide tranzacțiile de vânzat. Când vedem semnalul că gata, este semnalul de intrare pe piață, să știți că această divergență nu ne va da foarte multe puncte. Și lucrurile astea noi putem să vedem, iată, precedentele divergențe. Iată aici, ultima, să spunem noi, divergență care a fost format și aceasta este o divergență clasică, unde această divergență nouă ne-a adus, eu calculez doar impulsul. Acest impuls la noi a avut loc de 667 de puncte. Este ok? Dacă să ne uităm în câte săptămâni s-a format, în 9 săptămâni de zile. Timp de 9 săptămâni de zile, în fiecare zi, căutând semnal de intrare pe piață pentru tranzacțiile de vânzare, deja dumneavoastră, simțitor acasă, puteți număra numărul de intrări. Dacă în săptămânal nouă ne-a arătat un semnal, un singur semnal de intrare pe piață, atunci în H1, noi avem posibilitatea să găsim încă din ce în ce mai multe semnale. Ați înțeles care este ideea? Deci, și pe viitor folosiți indicatorul MACD din punct de vedere informațional și din punct de vedere ca semnale de intrare pe piață. Da, ele sunt mai rare. Dacă ne uităm în săptămânal, astfel de semnale sunt mai rare, dar aici la noi știți cum este ca în viață, da? Mergem, lucrăm, adică este mersul lucrurilor rutină. Și când este așa câte o posibilitate, nu contează din acest sfer, atunci trebuie să vă folosiți de această posibilitate. De aceea și pentru viitor. Vă folosiți acest semnal și veți vedea cum lucrează el și câte puncte va da. Eu mă aștept că acest semnal, pentru el practic deja se pregătește pentru că se formează semnalul. Însă aștept confirmarea și în weekly să văd că trebuie să începe divergența. Cel mai interesant moment este faptul că practic pe majoritatea cotațiilor directe și indirecte cu dolarul american în perioada weekly se formează divergență, convergență. Dacă să ne uităm, spre exemplu, pentru lira sterlină. Eu mă folosesc de următoarele parametri și vă puteți nota 5.34.5. Adică dumneavoastră folosiți acești parametri înainte de a-i folosi în mijlocet în practic, eu vă recomand mai întâi să verificați în istorie, după care să testați în timp real și după aceea să-i testați și în mijlocet pe contul real. Dacă mă uităm să știm cu lira sterlină în weekly, practic la momentul actual se formează ce? Divergență. Același lucru puteți să verificați. Convergența, câte puncte aduce profit, divergențele, convergență, iată aici o divergență, se vede aici o divergență și se vede foarte bine cât de mult a scăzut. Adică, este un semnal destul de bun, care eu vă recomand să vă folosiți de așa semnal. Ok? Ok, haideți să vedem. Poate parcursul a apărut ceva... Prin parcurs, haideți să vedem. Poate a apărut sunt careva întrebări, ceva idei. Să știți că eu sunt predispus foarte mult pentru noi idei. Dar cineva are o idee de strategie sau de o sistem de tranzacționare? Poate? Adică dumneavoastră a spus la condiția de convergență, a doilea vârstă vă spui mai mic. Da, la indicator. Am văzut, îmi pare că pe euro-dolar, nu-ți am impresionat, că acolo erau mergeau trei vârfuri.
Da, așa. Aproximativ în prezent, dacă nu mă greșesc. Iată, haide să vom lua, iată, în tablă, cam aceeași situație. Mm. Este hipodergența, corect? Da. Așa, este hipodergența. Și plus la asta noi vedem semnat. Iată... Da, am vrut să întreb, adică, e posibil la vârf în cauză, da, care ne așteptăm, adică, care e momentul când noi realizăm că vârf poate nu iei mai jos, să fie o devalorizare sau ceva. Adică de aici să fie mai jos? Da. Dar evident poate să fie mai jos și el de fapt trebuie să fie mai jos. Nu știu, am să caut așa un exemplu mai evident să fie. Iată ceva de genul, da? Să vede aici? Da. E aici. Uh-huh. Este așa. Și este așa. Evident că aici nouă ne arată semnal că va urca prețul. Uh-huh. La primul. La doilea ne arată că va urca prețul. Da. A urcat prețul. Aici nouă ne arată că va urca prețul. Uh-huh. Iată de aici până aici a urcat prețul. Da. 184 de puncte. De aici nouă ne arată că va urca prețul. De semne, divergență. Da. A urcat prețul. Iată de aici până aici a urcat prețul. 198 de puncte. Nu era. Următorul semnal, de aici, ne arată că va urca prețul, a urcat 149 de puncte. Uh-huh. Adică fiecare vârf, el de fapt nou ne arată semnalul de intrare pe piață. Uh-huh. Cât se va duce, noi nu cunoaștem. Noi deja am învățat când ieșim noi de pe piață, da? Iată, el urcă în sus, asta el urcă. Noi suntem în graficul de G1. Uh-huh. Adică fiecare semnal, iată de aici până aici, este primul semnal că trebuie să vă urca. Și lucrurile ce se face de examinat mai aprofundat. Iată, eu am să procesez aici. Nivelul vertical. Uh-huh. Adică eu am să procesez așa mai mult, ce se face de... de analizat mai multe. Și dacă noi să ne uităm la noi în mijlocită la graficul de H1, noi să vedem că este tendința crescătoare. Așa. Așa, este tineți crescător, de aici până aici, după care el, aici eu trebuie să corectez în D1. Mm, așa, după care, din nou ne arată tineți crescător. Iată, eu am să le arăt așa. Mm. Tineți crescător. Din nou, tineți crescător. Iată, de aici. Tendință crescătoare. Să ne uităm în D1. Ne-a arătat nouă aici intrare pentru bani. Uh-huh. Am intrat pe bani, în H1. Dar în D1 noi tot șansă punem accent pe străbaterea ultimului minim. E ca momentul când străbate ultimul minim. Aici e SEL. Și aici SEL a avut în jur de 64 de puncte. După care, următorul său, iată de aici, următorul său a avut 282 de puncte. Ideea e care, nu aici ne arată de unul semnal, el va urca în sus. Și el urcă destul de bine, multe puncte. Deci în H1 noi căutăm semnalul numai pentru bani. Păi când se schimbă deja, iată de aici, nu ne arată semnalul de bani, până când între mâini leverage de nou în bani. Când am intrat în mâini leverage în bani, înseamnă că la noi tendința de creștere s-a finisat. Ok, alte întrebări? Sugestii? Dacă nu sunt, propuneri? Ok, persoanele care sunt interesate anume de lecții intensive, de 5 lecții intensive, unde vă întâlnați anume în mijlocet cu